Vreau să vă spun că am stat cu ochii și pe prietenii noștri mai vechi, care au trecut prin situații limită, aș putea spune. Este chiar panică în casa soților Stegaru, pentru că cei doi nu mai au liniște de când au fost jigniți și amenințați în cel mai brutal mod. Ce s-a întâmplat mai exact, vedem în următorul material. Dimineața pe răcoare, soții Stegaru nu stau cu fața la soare, ci cu ochii pe cutia poștală. După ce Veronica a măturat prin curte, a găsit două bilețele de amenințare. Speriată, aceasta și-a chemat soțul. Ai găsit astea aici, Veronica? Da. Așa era, uite, așa era. Asta e așa, stai, să vă arăt. Uite, așa era. Uite, așa. Uite, așa. Ce scrie? Să le arăși lui Viorel. Nu le-am pus eu. Acolo le-am găsit. Că înainte nu erau. Viorele! Eu n-am avut nici voi cu ce scriu. Și asta. Amândouă erau acolo. În cutia aia poștală. Dacă nu plecați, o să venim peste voi. La noapte. Vă dăm foc la casă panaramelor. Acolo le-am găsit. Da, sigur. N-am scris eu. Plecați din sat. Ne faceți de râs. Acolo le-am găsit. Ca să înlăture orice suspiciune, Veronica a insistat să arate lui Viorel unde a găsit biletele de amenințare. M-am uitat să văd ce-i cu oistele, uite așa erau, vin încoace, dă să-ți arăt cum era. Uite așa erau, uite. Uite așa erau. Stai. Și pe unde le-au băgat acolo? Da, și pe așa, uite așa. Uite așa erau. Uite așa. Și-am luat, am tras. Deci l-am găsit. Dacă ne-au băgat asta, nu a avut ce pași. Da, sau cineva, dar nu știm cine. Nu-i scris-o meu. N-am avut hârtii să scriu. Uite, chiar acum pun mâna pe telefon și sun. Nu putem noi să stăm în satul ăsta, nici nu vreau să stau în satul ăsta. Ți-e frică de acum? Da. Dar până acum ați mai fost amenințați de când ați venit aici? Nu. Așa veneau, ne spareau, nu știu ce, mai veneau. Speriau? Ce? Țipau? Țipau noaptea, prima noapte. El stătea și auzeam că eram acolo și stăteam. Păi și atunci au lăsat ceva în poartă? Nu. Nu, n-a lăsat nimic. În loc, babile se ducă la biserică să mă închini, mă jignește. Dar oare ele n-a fi greșit în viața lor? Păi am stat noi acum în casă. Exact așa le-au băgat, ca să... Uite așa. Deci că dacă au fost, uite așa, le-au îndoiat. Da, eu prima. Au îndoite? Da, uite așa, era. Soții Stegaru au analizat mesajele de amenințare. Cei doi au observat că mesajele erau scrise pe foi albe, rupte dintr-o agendă. Ar vrea cineva să vă facă rău? Cred că știu eu cine. Sunt mulți. Care spunea că nu știu ce, că copilul am să-l dau la stat. Că noi copilul m-a jignit pe mine și pe Viorel, adică pe amândoi ne-a jignit. Foarte supărată, Veronica a vrut neapărat să-i transmită un mesaj vecinei care ar fi criticat-o în sat. În primul rând, eu n-am venit la blidui, nu am stat în casa ei, nu știu ce. Apoi, soții Stegaru au reluat investigația. Gândul lui Viorel a zburat către vecina Iasmina. Nu ar putea fi vreunul din vecinii de aici sau de mai departe? Ori de aici, ori de mai dincolo. Noi nu știm, noi străini, Doamne ferește, vine cineva... Îți dau una în cap, te omor. Noi nu știm, și cu noi. Oamenii în ziua de azi, că deși am ajuns, nu știu așa ce am ajuns, că e ciudă, poartă dușmănii pe noi. Eu le-am găsit acolo. Eu n-am scris. Că nu le-a fi pus zăpăceata asta? Cine? Care a venit Iasmina asta. Dacă o pun la probă să vă scrisul ceva. Cine a scris astea, cred că se și uită la televizor. Ce ați vrea să-i spuneți? Să-și vadă de borșul lui. Eu i-a transmite să vadă de treaba lui și să nu mai ne amenințe. Să ne lese în pașii.